Bună ziua, domnul prefect. În județul Vâlcea au fost câteva probleme cu referitor la acele surpări de munte de la ieșire din Nicu Vâlciu, da, pe Valea Oltului. Cum ați gestionat această situație și dacă s-a dat drumul circulației? Bună ziua! Au fost mai multe evenimente, am încercat să le gestionăm cât de cât tehnic. Am și reușit în unele, nu am reușit așa cum am fi vrut noi, pentru că nu avem asigurate utilajele necesare pentru a efectua niște activități performante. Astea, mai întâi, aș vrea să vă spun că, din punct de vedere al CNADR-ului... Asta vreau să vă spun, dacă e treaba dumneavoastră sau al CNADR-ului? E și treaba noastră, fiind pe teritoriul Vâlcii, toate activitățile, tot ce se desfășoară, trebuie să știm și noi, să raportăm cetățenilor și să rezolvăm situațiile, nu pentru a le raporta, a le da la presă sau mai știu. Ele trebuie rezolvate. Atâta timp cât oamenii sunt nemulțumiți de prestația unor structuri administrative, că sunt ele județene, regionale, sunt centrale, naționale, nu contează. Oamenii nu întreabă ministerul sau CNADR-ul, ne întreabă pe noi local. De ce se stă la o coadă în urma unui eveniment rutier sau unui eveniment de situații de urgență, cum sunt surpările de teren, de arocament sau mai știu ce, de ce se stă atât de mult și nu se intervine mai repede? Sunt câteva condiții care creează această imagine proastă pe care o au indivizii care stau la cozi, care nu pot să ajungă la timp într-un loc unde și-au propus să ajungă într-un anumit buget de timp și oricare am fi dintre noi în locul lor, trebuie să le dăm dreptate pentru că societatea trebuie să ocupe, să dea fluență relații interindivid, să dea capacitatea aceasta de trafic să fie gestionată în așa fel încât oamenii să poată să-și rezolve niște situații pe care și le planifică, iar noi nu trebuie să începem să ne văităm că nu știu ce instituție nu a răspuns la solicitările noastre. Noi trebuie CNADR-ul care a făcut, eu nu știu, mai mult rău decât bine, pentru că pe unde felul mergem... Felul cum este organizat, asta vreau să vă spun, denotă că nu funcționează. El n-a reușit să facă la timp să încredințeze niște activități unor structuri operaționale. Din județ, în fiecare nu județ. Nu numai din județ. Indiferent de unde le-ar lua, ele trebuie, de exemplu, dezăpezirea. Da. Noi nici până acum nu avem încheiate decât contracte pe diferite puncte de lucru. Avem 10 puncte de lucru care sunt în momentul de față neoperabile, decât două sunt contractate, datorită faptului că CNADR-ul, prin direcția Direcția de la Craiova, Direcția Interjudeseană a drumurilor naționale, nu a reușit să contracteze activitățile cu un furnizor de servicii. De ce? Nu știu de ce, pentru că treaba asta putea fi făcută din iunie-iulie, nu trebuia lăsată în noiembrie să liciteze. Se licitează în continuare, avem neacoperite în momentul de față, sigur, 6 puncte de conflict, și cred eu că acesta este un mare neajuns al Vâlcii. În rest, în privința problemelor de situații de urgență, în privința situațiilor de dezăpezire, avem asigurat, printr-o comunicare directă și fructuoasă cu primăriile, utilajele necesare atât pe drumurile județene cât și pe drumurile locale. De obicei, localitățile și-au achiziționat sau au făcut contracte cu anumite societăți care le fac aceste servicii în cazul de conflict, în cazul în care vine zăpada. Deci ele nu funcționează mereu, ci în zona în care e nevoie. Sunt plătite, sunt contracte care vizează numărul de ore de funcționare a societății respective privind implicarea într-o anumită activitate, contractualitate, sunt lucrurile foarte bine puse la punct. Astăzi ați avut... Suntem printre județele, din punctul ăsta de vedere, care nu pot să creeze probleme în cazul în care va veni zăpada, decât pe această structură care e cea mai importantă, drumurile europene și drumurile naționale, unde datorită CNADR-ului, și o subliniez, CNADR-ului, nu mă interesează ce structură au în teritoriu, cum se organizează, cum funcționează, cu șef de secție, cu personal propriu, cu districte, cu
direcții la nivelul interjudețean nu și-au fost performante. O spun cu toată convingerea și răspunderea, pentru că pe noi, pe Vâlcea, județul Vâlcea, ne-au dat bătăi de cap. Am ținut legătura mereu cu ei și nu au reușit să facă ceea ce trebuiau să facă. Dacă nu s-au apucat la timp să facă treaba asta. Eu am informat și ministrul asta nostru și ministrul transporturilor, cu care am discutat și mi-a precizat că lucrurile merg spre bine și se vor rezolva, că ne vor ajuta, că le-am spus, domne, am impresia că suntem singurul județ care suntem neajutorați, avem cel mai înalt grad de conflict pe un drum care leagă Oltenia de Transilvania și nu numai, și Bucureștiul, că vin pe Pitești și după aia merg pe drumul ăsta DN7-le, Valea Urtului, care pentru noi reprezintă cea mai importantă problemă, nu numai în cazul în care ar veni zăpada, și în cazul în care ar fi situație de normalitate, că sunt diferite accidente și nu se poate opera rapid să descongestioneze fluxul de mers. Și vă dați seama, oamenii rămân în trafic ore în șir, 5-6 ore. Acum vine iarna, nu o să mai fie cald. Stau în mașini, consumă carburant, sunt enervați și pe drept. Și când pleacă la drum, nu pleacă să se plimbe sau poate să și plimbe, dar cu treaba lor. Da. Și ăia care se plimbă vor să se plimbe și au voie să se plimbe. Și ăia care au probleme, cu atât mai mult, trebuie ajutați ca să-și rezolve problemele. Structurile acestea de asigurare a unui confort, de interrelație umană prin drumuri, și drumurile cred că au fost construite, că avem și problema cu autostrada care se construiește. Și acolo, dacă autostrada... Vorbiți de Sibiu-Pitești. Sibiu-Pitești, da. Dacă ea va merge prin Curtea de Argeș pe o variantă care ocolește Vâlcea, e și normal că va ocoli acele puncte, pe de o parte, va ocoli Oltenia. Exact. Vâlcea ocolită este o structură, o structură de la Oltenia. Da. Va ocoli principalele stațiuni ale Vâlcii, care sunt foarte importante pentru sistemul național. Va ocoli și Călimănești, va ocoli și Brezoiu, Voineasa, Obârșia și așa mai departe. Nu. Oamenii acum, către iarnă, vor să meargă în agrement, vor să meargă la schi, fiecare își construiește un care ar fi, cea mai bună variantă? Că am înțeles că există 5 variante. Cea mai bună variantă ar fi varianta care se apropie de Vâlcea și care leagă ceea ce un drum trebuie să lege. Adică trebuie să lege economic și trebuie să lege indivizii care vor să ajungă mai repede în anumite puncte. Pentru ce se face o autostradă? Se face pentru urși, pentru câini, pentru lupi? De ce să ocolească printr-un teritoriu pustiu, unde nu e nimeni? Ce leagă acolo? Deci autostrada trebuie să apropie cât mai mult de comunități. Asta este logica unei investiții care trebuie să aibă în evidență un raționament cât de cât logic. Acești oameni care au proiectat autostrada, după părerea mea, din observațiile care le-am avut în momentul în care au avut un dialog cu cetățenii, nu cunosc bine ce trebuie făcut. Acești proiectanți puteau să ia legătura cu proiectanții din Vâlcea, cu cei care cunosc terenul, cu acești oameni care pot da soluții prin care să se cheltuiască mai puțin din banul public. Că e european, că e național, nu contează, sunt banii noștri, indiferent de unde ar veni. Nu trebuie să ne batem joc de ei. Și printr-o investiție din aceasta, de legare a unor teritorii și a unor structuri umane, deci unei influențe umane care trebuie să miște, că mobilitatea este un deziderat esențial al dezvoltării umanității. Și una dintre capacitățile de mobilitate e asta a transportului, care nu face altceva decât micșorează viteza de realizare a unor componente prin care omul este implicat în viață. Și dacă îl tensionăm, îl amânăm, îl ducem mai departe de
locul unde trebuie să-și manifeste anumite activități, să intervină, e și normal că pe el îl conflictualizăm, nu-l ajutăm și îl invităm la o agresivitate către factorul... Către instituțiile publice. Către instituția publică. Exact. Pentru că instituția publică asta trebuie să facă, să mărească confortul de mișcare a omului. Da. Și să-l ajute să-și pună în aplicare gândurile bune la urmă. Până... Că poate avea și niște gânduri rele. Da. În elea trebuie să fie împiedicat omul. Da. E vorba și de investitorii care ori să vină în momentul când au o facilitate din asta de transport. O intervenție din asta, o intervenție în neconformitate cu necesitatea, cu nevoia de a dezvolta, este păgubitoare pentru vâlceni, pentru olteni și pentru români. Și nu numai aici. Aici ar fi cei interesați din România. Da. Este păgubitoare și pentru sistemul european și internațional. Drumurile acestea sunt nu numai ale noastre. Sunt făcute, dacă sunt cu efort european, au o logică, o aprobare și după câte știu, din 2007, această autostradă a fost aprobată. Era atunci prim-ministru, după câte știu eu, domnul Isărescu, guvernatorul actual al Băncii Române, care a dat avizul, când Prodi era la Uniunea Europeană, a dat avizul ca să facă această autostradă și să treacă cât mai aproape de orașul Râmnicu Vâlcea, nu să treacă prin Curtea de Argeș și prin munții aceia, printre urși, ci să treacă printre oameni în drum. Că drumurile și acum 1000 de ani au fost făcute să lege comunități umane, da. Nu să lege pustiu. Și să meargă foarte mult fără să găsească nimic, nicio vietate umană, să nu ajute. Ea, o autostradă, trebuie să fie utilă. Trebuie să transporte oamenii către molecule economice, către orașe, către municipii, către stațiuni, în așa fel încât să ajute comunitățile, nu să-i îndepărteze. Da. Ar face foarte mare rău dacă această variantă ar fi a CNADR-ului ar fi pusă în aplicare alta decât cea care se apropie de Vâlcea. Și am înțeles că cei care au făcut acest studiu, acest proiect, au luat ceva bani, adică vreo 6 milioane de euro. Uh-huh. Eu dacă m-ar pune cineva să număr banii ăștia, nu știu dacă aș putea să-i număr. Iar acești oameni care nu au consultat, de ce să consulte acum după ce au făcut deja o proiecție? Puteau să facă proiecția în urma unei consultări. Invers trebuia făcut. Vorbit cu autoritățile locale prin care își propuneau să... ei nici nu știau, în dialogul care l-am avut, nici nu știau prin ce primării trece autostrada, prin ce localități. N-au vorbit cu niciun primar, au făcut-o de la birou, această proiecție. N-are nicio legătură, după cum am văzut, partea aceasta care o arată ei că este de nivel de intervenție, de tunel. Da. Au pus tunel în câmpie. În câmp. În câmp. Nu se poate așa. Deci, ceva. Asta este părerea mea, că au fost niște oameni plătiți să-și bată joc de români. Și de banii publici, plătiți să-și bată joc de români. Păi cum n-au vorbit? De ce nu au vorbit cu primarii? Pentru că e vorba și de expropriere. Nu am luat nicio poziție. Am fost la acea ședință pe care a organizat-o domnul președinte Păsat, cu primari din localitate și cu cei de la CNADR-ul, care erau deosebit de agresivi și constant au argumentat prost prin poziția care au luat-o vis-a-vis de a explicita ceea ce ne interesa pe toți. Nu au reușit să ne facă să înțelegem că ceea ce au făcut ei este făcut bine, ci, din contră, pe mine m-au dus în sfera aceasta a încercării de a găsi argumente de alt ordin, de interese ori politice, ori de interese de a practica acele cote care se dau cuiva pentru a face ceva. Și dacă, după cum am înțeles, DNA-ul se ocupă și de această zonă, cred că
O să auzim în curând. Aceste sisteme de investigare naționale, care s-au dovedit în ultimul timp foarte eficiente, și părerea mea este că ei apelează la o structură de resursă umană tânără, care este interesată în a se promova și a urmări cu adevărat ancheta la modul profesionist, eu cred că totuși acestea reprezintă o garanție a încercării de a face din societatea noastră o societate corect implicată. Și instituțiile statului trebuie să gândească foarte bine ce fac. Pentru că dacă ele consumă inutil banul public, atunci ele sunt instituții împotriva omului. Și îl mai și fură, nu că îl consumă inutil. Dacă nu au personalul tehnic care să dea siguranța prin care noi putem interveni în sensul de a dezvolta societatea, înseamnă că acele instituții constituie bariere în dezvoltare, obstrucționare în intervenție și sunt anti-instituționale. Nu trebuie promovate, trebuie lăsate și sunt multe instituții care nu funcționează la parametrii la care ar trebui. Aici trebuie să intervină guvernul, da. Trebuia să intervină guvernul, dar n-a intervenit. S-ar putea să fie intervenit ca să fie situația în felul acesta, să fie gestionabilă sub forma de fraudă, de nerezolvarea situației conform cerințelor cetățenilor. Ei, ca și instituții de proiectare, trebuie să vadă în primul rând, domne, o analiză economică și o analiză de impact la om. Au făcut o cercetare sociologică să vadă dacă oamenii sunt de acord cu ce vor ei să facă. Faci împotriva omului ce faci? Noi trebuie să facem pentru om. Cineva vreodată pe om ce trebuie făcut, deci, n-a întrebat nimeni. Această modalitate de a nu consulta omul ne-a dus pe noi într-o mare criză. Criza aceasta de necolaborare, necooperare, necomunicare, neconducere la urma urmei, că și comanda și conducerea are la bază structuri de informare, de acumulare de diferite componente care trebuie să fie apropiate și să conlucreze, să dea o rezultantă, adică trebuie să ducă la o decizie. Decizia trebuie să aibă și ea un mod de atracție de informații din toate părțile, în așa fel încât ea să fie cât mai apropiată de necesitatea și realitatea care se întrevede la un moment dat. Deci, trebuie totuși să facem efortul acesta prin care comunicarea să devină un lucru obligatoriu pentru orice intervenție. Comunicarea și în felul ăsta și instituțiile mass media și toate structurile de comunicare și relațiile interinstituționale pe proceduri realitatea foarte bine fixate și necolmatate, care să nu aibă multă informație, să fie ușor transmisibile, să aibă capacitate de fluență în transmitere și totodată de analiză de rezultantă. Să știm ce informații ne trebuie pentru o hotărâre dată. Deci nu putem să hotărâm așa la informații pe care le dă cineva sporadic și fără o logică interinformații care să presupună o rezultantă logică bună și o intervenție bună. Domnul prefect, mulțumim că ați fost amabil și ați răspuns întrebărilor noastre. Totuși aș vrea să spuneți câteva cuvinte, având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă tuturor cetățenilor din județul Vâlcea și nu numai. Pentru cetățeni aș vrea să-i asigur de bunele noastre intenții, de încercarea de a rezolva ceea ce doresc ei, pentru că altfel rolul nostru ar fi secundar și nu principal în a dirija, a conduce un județ. Și cred eu că prin ceea ce am făcut cu colegii mei, cu întreaga resursă umană pe care prefectura o are în momentul de față, am reușit cât de cât să-i asigurăm de faptul că avem bune intenții și că vrem să facem lucruri bune pentru ei.
În al doilea rând, le-aș dori sănătate, care este cea mai importantă pentru a te manifesta interuman. Aș dori ca sărbătorile să-i găsească pe fiecare în momente de liniște, în momente de bună dispoziție, să poată și ei să își petreacă aceste sărbători așa cum doresc. Să aibă întâlniri cu cei dragi, cu cei care sunt loiali lor, să aibă șansa ca ceea ce cred și ceea ce doresc să se realizeze și să fie sigur că noi, ca instituție a Guvernului României, suntem aproape de solicitările lor și că nu îi vom neglija în intervențiile în care le facem. Vom dori să facem față tuturor solicitărilor, să luăm poziția care trebuie luată de o instituție care își propune să fie performantă și să răspundă solicitărilor cetățenilor. La mulți ani le doresc viață lungă și plină de satisfacții. Mulțumim și noi și la mulți ani!